Dragi Capricorni, acum a venit rândul etalării pentru voi, pentru perioada 1 septembrie, 15 septembrie, cărțile sunt pregătite pentru voi. Haideți să vedem ce mistere ascund. Prima carte creează cadrul general pentru această perioadă. Am spus că este cartea ancoră, contextul, și cartea se numește Destin. Ce ne spune această carte? Are înțeles de karmă, de a accepta lucruri care sunt dincolo de, să spun așa, de puterea noastră și de a fi conectați la destinul nostru. Se poate foarte bine parafraza această carte pentru voi cu acel mesaj pe care poate l-ați mai auzit, dar este foarte frumos și aș vrea să vi-l spun. Doamne, dă-mi mie serenitatea ca să pot să accept lucruri pe care nu pot să le schimb. Curajul de a schimba lucruri pe care pot să le schimb și înțelepciune de a face diferența între ele. Exact despre aceasta este vorba acum. Este o perioadă, așa cum arată cartea, în care s-ar putea să nu aveți foarte mult controlul. Este și o lecție a controlului, mai ales că vorbim despre Capricorn. Capricornii sunt free control, ei sunt acei zei ai controlului. Și atunci este o perioadă în care ar trebui să se lase duși în curent și să conștientizeze că de data aceasta nu pot să controleze așa cum vor ei situația. A doua carte este cartea care se referă la carieră, la serviciu, la rutină și este cartea care se numește Consiliere. Capricornii, prin activitatea lor de zi cu zi, în calitate de terapeuți, în calitate de psihologi, în calitate de consultanți, pot să-i ajute pe ceilalți. Pe de altă parte, ei pot accesa cursuri, pot să citească diferite cărți, să caute pe internet diferite materiale prin care să beneficieze de această consiliere, deoarece probabil că au nevoie. A treia carte este cartea care se referă la zona emoțională, la romantism, la bucuria de a fi într-o relație și vedem că mesajul este acela de retragere. Dacă sunteți într-o relație, puteți să mergeți într-un retreat împreună cu partenerul. Puteți să mergeți într-un city break, puteți să vă luați câteva zile libere și să mergeți împreună, mână în mână, să vă retrageți și să stați împreună, să vă conectați, să vă reconectați împreună. Dacă sunteți singuri, puteți să vă retrageți voi cu sufletul vostru și să vă conectați la copilul interior și să vă conectați la sufletul vostru și să vedeți oare ce mesaje primiți? A patra carte se referă la cartea privind sănătatea fizică și sănătatea mentală. Și cartea este murul, descoperirea esenței interioare. Mesajul murului este destul de puternic. El spune: te izbăvesc de trăirile superficiale pentru a face loc potențialului creator ascuns în inima ta. Te ajut să renunți la relațiile, la dependențele toxice care te sufocă. Îți înlătur pornirile destructive și aduc la lumină esența ta creatoare. Spiritul plantei practic pentru voi, Capricorn, vă ajută să vă reconstruiți, să eliminați tot ceea ce v-ar putea
supăra, să vă elimine acele porniri destructive, acele dependențe toxice care vă îngreunează evoluția voastră în lumină. Și fiți pregătiți, deoarece începând din noiembrie, un an și jumătate, va fi acolo și nodul sud, va fi sensul de destin. Și cred că această carte, apropo de karmă, are legătură și cu această pregătire, etapă de pregătitoare pentru acest tranzit al nodului sud în Capricorn. Și ultima carte, care practic stabilește contextul și rezultatul acestei perioade pentru Capricorn, se numește Spiritul Locului. Atunci când această carte ajunge într-o etalare, vă pune diverse întrebări. Dacă sunteți stresat, dacă aveți probleme, și mesajul acestei cărți este să vă relaxați, să dați drumul la toate problemele pe care le aveți și să înlăturați controlul. Parcă mai vorbim despre control, nu? Și înainte. Da, această carte, acest spirit al locului vă ajută să vă împuterniciți și vă ajută să descoperiți adevărul, esența voastră divină și vă ajută să conștientizați că nu controlul este foarte important și cel mai important pentru voi acum este să vă conectați la autenticitatea voastră. Vă doresc să aveți o perioadă minunată și revelatoare!